Acum, dragilor, primim vești importante și de la cea mai urmărită vlogăriță din România. A fost cerută, Tețicove? A fost cerută în căsătorie, nu oriunde, în aeroport. Bibi și Antonio Picani dau toate detaliile. Bine ați venit, mai. Bine ați venit, bine v-am găsit! Cum mă, ce cătați, mă, în aeroport? Voiam și noi să plecăm în vacanță. Așa. Adică ăsta era gândul meu, eu voiam să plec în vacanță, dar s-a întâmplat întâmplarea. Nu voiam să fie o vacanță obișnuită, pentru că era cea mai îndepărtată locație de vacanță în care mergeam. Era prima dată când ieșeam din țară amândoi și am zis că eu aveam în gând de mult chestia asta, că vreau să o fac în aeroport, să fie așa cât mai special. Pur și simplu așa am văzut-o eu. Dar el de foarte mult timp îmi zicea că o să te ceri și eu mereu eram, hai, lasă gluma, că e o glumă, gen, da. Și imediat după ce m-a cerut, mi-a zis, ia zi, mai e Caterinca? Zic, aoleu, ești prea nebună. Da, exact, da, a fost așa. Da, stați așa, stați să o luăm așa, cu pas cu pas, cum... Cum ar spune cineva. Ea e ușor, Cove, da? Da, foarte ușor. În ce zici? Nu stai. Erați în aeroport. Tu ai plănuit treaba asta? Spui că ți-ai dorit să se întâmple? Da. Cum ai făcut cu inelul? De unde l-ai luat? Știai măsura potrivită? Cum? Că e și toată producția asta de dinainte importantă. Au fost multe luni în care m-am gândit ce inel sau. Adică asta e cireașa de părtor, ca să zic așa. Aia, da. Și aveam nevoie și de o persoană care să fie alături de mine, care să mă ajute. Și am noroc că am o a doua mămică cea mai specială. Așa. Și adică mama iubitei mele, care a venit cu mine și m-a ajutat. Soacra de cum ar veni. Soacra de cum ar veni. Am încercat să evit, toată lumea spune așa, soacra. Aha. Îmi pare parcă un pic prea așa, prea dur. Așa, în toamnii conotația. Dar soacra e bine, e de bine. Deci te-ai sfătuit cu dumneai, da? M-a ajutat inclusiv cu scenariul pe care eu l-aveam, dar a stat lângă mine și mi l-a șlefuit așa, în așa fel încât să pice bine. Dar nu vine să cred că eu nu m-am prins. Mami, când îmi ascunde ceva, o simt. Când are o surpriză pentru mine sau ceva, o simt imediat. Nimic nu am bănuit. A fost un șoc imens, un șoc plăcut. Corect. Și cum te-ai așezat în genunchi? Cum s-a întâmplat? Care a fost tot scenariul? Ați intrat acolo la check-in, ați lăsat bagajele? Cum ați făcut? Sincer, au fost foarte, foarte multe riscuri la care m-am supus, pentru că în orice moment se putea strica orice. Corect. Puteam orice. Să aflu oricând. Da. După am analizat tot și poate vedeam un mesaj pe telefonul lui de la echipa cu care a lucrat în spatele meu. Ai lucrat și cu echipă? Da. Fost... Fără echipă nu mai faci nimic în ziua de azi, Cove. Îți trebuie echipă, trebuie mai ales când organizezi ceva și public. Da. Așa, și? A fost destul de greu să pun totul cap la cap, pentru că noi stăm 24/7 împreună, adică era... Petrecem foarte mult timp împreună, mai ales că suntem și a 12-a și ne ajutăm foarte mult cu BAC-ul, două dintre materii le avem la comun și ne ajutăm foarte mult, mai ales că acum avem și un studio împreună de muzică și compunem, facem muzică împreună și foarte greu era să plănuiești așa ceva. Da. Cum a început totul? Am fost în orașul meu natal, unde cunosc mai multe persoane din domeniul ăsta al filmatului, inclusiv și al actoriei, așa. Unde am format o echipă, nu era o echipă inițială, eu am format-o cu două persoane, dintre care o persoană era profesor de teatru, regizor, etc. Și o persoană nu le avea cu absolut nimic, doar cu filmatul, dar a fost acolo să mă ajute. Doi cameramani, okay. Cu care am pus totul cap la cap. Care e scenariul? Deci erau două persoane care s-au dat drept polițiști. Așa. Mai orice era de polițiști la DICOT. De la DICOT. Adică m-am speriat de nu vreți să știți. Ce treabă să aibă ea cu DICOT? Eu sunt criminalul. Da. Doi cameramani pe care inițial voiam să-i ascundem prin aeroport, dar mi s-a părut mai dificil cu sunetul și am zis că o să inventăm ceva pe moment și am inventat că vine un reporter sau ceva. Nu reporter, să vină gen să filmeze probele, gen. Da, că trebuie să filmeze. Unde m-au prins că Da. Pentru instanță. Eu tot întrebam, dar de ce filmează? De ce nu știu ce? Zicea, liniștiți-vă, domnișoară.
liniștiți-vă că nu trebuie să avem pentru instanță. Și au venit polițiștii, te-au arestat sau ce s-a întâmplat? Da, au venit, s-au prezentat. S-au prezentat, da. Pur și simplu noi ne-am așezat acolo în aeroport și nici n-am așteptat, la, nu, 2-3 minute că au și venit, s-au prezentat pe filmarea pe care am pus-o pe YouTube. Nu s-a văzut și prezentarea, s-au prezentat că la Adicot. Mi-a atunci mi-a picat fața și pare rău că nu au prins băieții, dar am înțeles că erau puși într-o zonă în care era posibil să-i văd. Dar okay. A ieșit excepțional. Bun. Și s-a vorbit cu securitatea din aeroport, adică să fie totul safe. Au fost super de treabă, i-au ajutat și așa. Perfect, s-au prezentat. Mi-au spus că fac parte dintr-un dosar de crimă organizată, că am făcut multe, adică mi-au pus foarte multe chestii în cârcă. Și mă întrebau și pe mine: domnișoară, îl cunoașteți? Adică știți cu ce se ocupă? De cât timp îl cunoașteți? Și zic eu, de un an. Și acum 2 ani știați ce face domnul Pican pe internet și nu știu ce. Nu știam ce să mai zic, pentru că eu îl cunosc destul de bine. Știu și trecutul, știu și prezentul, și viitorul. Mai mult viitorul. Așa, și? După care punctul culminat a fost momentul în care m-a pus în genunchi să mă percheziționeze. Da, perfect. Da. Și faza cea mai amuzantă a fost că noi inițial vorbisem ca inelul meu să fie în partea dreaptă de la geacă. Aha. Și mi-au scris, eu vorbeam pe Facebook unde nu aveam notificări ca să nu vadă iubita ceva, că dacă vorbeam pe WhatsApp era grav, aflat din prima zi. Adică... Așa. Și mi-a spus, deci ți-ai pus inelul în buzunarul drept de la geacă, zic eu. Aveam 5 geacă. Minute să ajungem la aeroport. Da. Mi-a spus, nu am geacă, mamă, cum facem? Și până la urmă mi-am dat seama că am un ghiozdan. Așa. Și i-am făcut poze exact să nu greșească, că mă gândeam că hai să te pregăzionezi. Și după jumătate de oră, hai mă că l-am găsit până la urmă. Da. Și am făcut poze la buzunarul exact în care am pus inelul. Mi-a scos inelul. Cumva polițistul ți-a scos din bagaj. Da. Și înainte să pună întrebarea, a zis, ar trebui să aveți grijă. Și apoi... Să aveți grijă cu... Da, adică îți dai seama că acum ea e și puțin suspicioasă dacă am reușit să pun asemenea plan la bătaie. Da, și eu, i-am de zis și eu, cum zic. Ai putut, adică și acum zic. E... Mă, zic cam periculos picantul ăsta. E bine, draga mea, să încep de pe acum să gândești așa, mai lasă-te. Măcar să fii fericită, măcar vreo 10 ani, așa, după aia poți să încep să-ți pui întrebări. Nu, am mare încredere în el și știu că... Deci după toată nebunia asta, el cumva cu inelul și cum ai zis, vrei să fii soția mea sau cum? Cum s-a întâmplat? Will you marry me? Sau ei sunt engleză, în franceză? Vreau să spun sincer că aveam totul pregătit, numai textul, nu l-aveam pregătit. Asta, păi... Și am zis, băi, știi ce am făcut toată viața mea ca să ajung cu iubita mea? Așa. Până și în momentul de față, am făcut ce am simțit. Și pur și simplu i-am spus ce am simțit. Cu bâlbă, cu nebâlbă, i-am spus parcă tot ce am simțit. Parcă nu se mai oprea, avea acolo, eu am crezut că are discurs făcut dinainte, parcă nu se mai oprea până să pună întrebarea, avea acolo, zicea de toate, zicea și nu mai știam cum să reacționez. Întreabă-mă odată! Că te ia din cotul imediat. Și ai pus și întrebarea sau nu? Da, și am pus și întrebarea, da. I-am pus întrebarea, vrei să fii soția mea? Deși acum e logodnica mea, pentru că foarte multă lume înțelege lucrul ăsta foarte greșit. Logodna e o chestie simbolică pentru cuplu. Da, e o promisiune pentru cei doi. Adică toate vin la timpul lor. Am primit momentan inelul de logodnă. Nu e deja și nunta și corect. O chestie de genul cu 10-15 ani casă de viață, așa zic și eu. Cam mult, cam ce? 10-15 ani. Nu, poate nu 3. Chiar atât de mult, toate vin la timpul lor și... Sunt sigură că multă lume vă tachinează, că sunteți foarte tineri, că poate nu-i momentul potrivit, că da, de unde știi că ea? Dacă te iubite mai înainte și invers. Să știi că nu am primit chiar atât de multe chestii de genul. Nu. Ce generație faină, sunteți voi. Oamenii chiar ne-au susținut, pentru că oamenii ne-au cunoscut încă de la începutul relației, ne-au descoperit așa cum suntem noi și le-am arătat... Iubirea noastră care e sinceră și pură și e ceva frumos și natural și de asta nu au văzut-o ca ceva venit prea devreme. Îți dai seama că au exista și 2-3 cărcotași acolo, da? Să rămână cu treaba lor. Să fie perfect că tot, gen, să aveți și vârsta și tot se găsea cineva să vă comenteze. Da, oricum dacă ești prea tânăr, ești prea tânăr, dacă ești prea bătrân, ești prea bătrân. Toate vin la timpul lor și cum simte fiecare om. Am înțeles asta. Dar în vacanță ați mai fost sau a fost doar planul? Vacanța a fost reală, da. Am fost în Dubai. Frumos. Și a fost foarte frumos. Adică au făcut și luna de miere, cum se zice, nu? Nu mai de asta încercam miere. Să spunem aici. Chiar mă, când te logodești, n-ai și tu acolo o lună de ceva? Nu, a fost o săptămână de vacanță. O săptămână de vacanță, frumos, da. Frumos. Ați fost doar voi doi în vacanță sau v-au însoțit și... Cu câțiva prieteni. Da. Gașcă, și le-am promis alor noștri că îi trebuie neapărat să-i luăm să vadă Dubaiul, că e foarte frumos.
Și am zis că o să mai mergem în Dubai, dar cu ai noștri. Ne-am simțit altfel așa, mai uniți. Da. E, îmi dau seama, na, că te simți uniți. S-au inventat Dubai, vacanțele, mergeți în vacanțe când puteți. Simți. Cum? Am zis că de aia s-au inventat vacanțele COVID. Da. Am revenit alături de Antonio Pican și Vivi, cărora le merge foarte bine pe plan personal, da. Dar sunt foarte curioasă pe plan profesional. Cum stați, dragilor? Foarte bine și acolo, excepțional, da, nu? Stăm foarte, foarte bine pe toate planurile. Avem noi proiecte, săptămâna asta el își va lansa noua piesă, Macarena. Și săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare, Arde, piesa iubitei. Și săptămâna asta mai avem o surpriză pentru cei care ne urmăresc chiar aici pe TV. Da. Mâine, la ora 21:30, începe Proful, iar personajul meu, Rita, e ceva fenomen în sezonul 2 și 3, neapărat să urmăriți. Am înțeles. Seamănă, adică se apropie de tine personajul sau este total diferit? Nu știu, oamenii vor descoperi chestia asta. E așa, cum si, cum sa. Cred că foarte mulți adolescenți se vor regăsi în personajul meu, Rita. Și o să înțeleagă ei de ce. Mâine, la 21:30. Perfect, perfect. Mulțumim tare mult. Ce ne cântați astăzi? Și noi vă mulțumim. Prima noastră piesă. Da. Pentru că noi am venit astăzi în exclusivitate să vă povestim despre povestea noastră de iubire. Așa că vrem să cântăm și prima noastră piesă care v-a adus împreună, ne-a adus împreună, care a fost, da, compusă de noi și e foarte sinceră. Toate fostele. Da. Perfect. Așa de drăguț. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Să fie într-un ceas bun. Mulțumim frumos. Sunteți tineri frumoși. Ne vedem mâine la 10:30. Acum îi ascultăm pe Bibi și Antonio Pican. Ce între noi e tot o farsă de-a ta, nu? Nu, baby, pentru tine m-am schimbat. Ești doar pe tine toate fostele, tu nu ești ca toate fetele. Ești doar pe tine toate verile, vinde și rănile șterge urmele. Trecutul am uitat deja, eu văd pe tine pe-amândoi, nimeni altcineva. Yeah. Îmi bate inima, am mai bătut și înainte, dar nu pentru cineva. Te-am cunoscut în întuneric, mai aprins ca pe scânteie. M-aș încătușa cu tine, doar dacă uităm de cheie. M-aș ierta cu tine, pentru că-mi place să te împac, baby, doar pentru tine. Fac cu diavolul pact. Am mâinile gheață sloi, le încălzești imediat. S-a aprins foc între noi, nu se stinge niciodată. Am mâinile gheață sloi, n-am mai văzut așa fat. Mă-ncearcă zece emoții deodată. Aș da pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile. Vine și rănile ștergi urmele. Aș da pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile. Vine și rănile ștergi urmele. Ai dat pe mine toate fostele. Tu nu te joci, tu vrei să-mi aduci stelele. Știi cum bine nu prea-ți mă textele. Lasă garda jos, arată-mi dragoste. Inima-mi vorbește numai de tine, yeah. Ai fost băiarul când ai fost cu mine, yeah. Ai dat pe mine toate fostele. Dar în primul rând trebuie să-mi treci testele. Bafta. Am mâinile gheață sloi, le încălzești imediat. S-a prins foc între noi, nu se stinge niciodată. Am mâinile gheață sloi, n-am mai văzut așa fat. Mă-ncearcă zece emoții deodată. Aș da pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile. Vinde și rănile ștergi urmele. Aș da pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile. Vinde și rănile ștergi urmele. Trăim în vis în fiecare zi împreună. A răsărit în sfârșit soarele, nu s-a apună. Pare că te cunosc o viață, nu de o lună. Inimile noastre, cea mai strânsă legătură. Aș da pe tine toate fostele. Aș da pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile. Vine.